Dezvăluiri incendiare în SUA, Vladimir Putin i s-ar fi lăudat lui Donald Trump ceruia unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume. Presubliniere dintele american Donald Trump afirmă, potrivit unei note scrise de către fostul director James Comey, ce presubliniere dintele rus Vladimir Putin i s-a lăudat ceru sublinierei a unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume, scrie The Associated Press, care precizează ce a obținut copii ale notelor fostului director al Poliției Federale. Precizează ce Trump a făcut aceste declarații într-o scurtă întâlnire la Casa Albă, în februarie 2017. El afirmă ce sublinierea statului a spus că chestia cu prostituatele este o prostie. Presubliniere dintele american se referea la acuzații dintr-un dosar cu privire la posibil întâlnire între el sublinierei prostituate la un hotel din Moscova. Comey scrie în această notă ce Trump nu a spus când a făcut Putin această afirmație. De asemenea, Trump i-a spus că este foarte îngrijorat cu privire la judecata fostului său consilier pe probleme de securitate națională Michael Flynn, potrivit altor note. Câteva zile mai târziu, secretarul general al Casei Albe de atunci a întrebat dacă comunicațiile lui Flynn erau supravegheate în baza unui mandat secret de supraveghere. Aceste 15 pagini de note ale lui Comey conțin noi detalii despre interacțiunile pe care fostul sublinierei al Poliției Federale le-a avut cu locatarul Casei Albe în săptămânile dinainte ca acesta să le demit, pe 17 mai. Între altele, în aceste întâlniri ei au vorbit despre o discuție la Trump Tower cu privire la acuzații referitoare la prostituate sublinierei Rusia, au luat o cină la Casa Albă în care Comey spune ce Trump i-a cerut loialitatea sublinierei, au purtat o discuție privat în biroul oval în care fostul director FBI spune ce presubliniere dintele i-a cerut să pun capte unei anchete cu privire la Flynn. Associated Press a obținut 15 pagini în care Comey subliniere i-a notat interacțiunile cu Trump. Departamentul Justiției a furnizat documentele Congresului joi. Notele cuprind detalii despre o serie de interacțiuni în primele luni ale administrației Trump. Unele dintre episoade au fost prezentate de către Comey anul trecut, într-o audiere în Congres, dar sublinierea în noua sa carte a Higher Loyalty. Departamentul Justiției a trimis Congresului aceste note confidențiale scrise de către Comey. Într-o scrisoare trimis joi seara presubliniere din cilor a trei comisii din cadrul Camerei Reprezentanților, adjunctul secretarului Justiției Stephen Boyd precizează ce trimite o versiune clasificată a notelor sublinierei o versiune neclasificată. Departamentul a publicat scrisoarea lui Boyd, dar nu sublinierei notele. Boyd scrie ce departamentul a consultat fărcile relevante sublinierei a conchis și publicarea notelor nu va afecta vreo anchetă în curs. Comey a dezvăluit anul trecut ce a scris aceste note în urma conversațiilor pe care le-a purtat cu Trump, care l-a demis ulterior.
unii congresmeni au putut să vadă note încă de vara trecut, însă congresul nu a primit copii. Departamentul Justiției a decis să trimit copiii celor trei comisii din cadrul Camerei Reprezentanților, după ce reprezentanți republicani l-au criticat, au amenincat ce le vor obține prin mandat, sublinierei ce îi vor audia pe adjunctul secretarului Justiției Rod Rosenstein, sublinierei pe alți oficiali, anunț News.